stabilită de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite în anul 1972, cu prilejul conferinței de la Stockholm privind mediul, Ziua Mondială a Mediului este marcată în fiecare an pe data de 5 iunie. Însă, cei de la Salubris au demarat deja acțiuni menite să celebreze această zi, propunându-le ieșenilor campanii de conștientizare a importanței colectării selective sau ecologizării a zonelor verzi. Un astfel de eveniment a avut loc marți în Piața Voievozilor. Aici, ieșenii au fost întâmpinați de angajații și utilajele Salubris, de voluntari veniți din școlile și universitățile ieșene, prezența lor având scopul de a le reaminti cetățenilor cât de importantă este punerea fiecărui tip de deșeu în containerul potrivit. Ne bucurăm să fie prima acțiune dintr-o serie mai mare de acțiuni, dintr-o serie mai lungă. Vom avea toată luna mai ocupată cu astfel de acțiuni, pentru că urmează 5 iunie, care este Ziua Mediului, și vrem să această zi să o onorăm așa cum trebuie. Suntem în Alexandru cel Bun, pentru că este un cartier foarte populat, foarte mare din municipiul Iași. Am venit noi către clienții noștri, către cei care își plătesc facturile de salubritate. Am venit cu gândul să îi conștientizăm de importanța pe care o are colectarea selectivă și am venit să-i conștientizăm de cât de mult li se datorează și lor aspectul curat și salubru al orașului Iași. Încercăm să scoatem în evidență Ziua Mondială a Mediului de 5 iunie cu o serie de acțiuni, în special de informare, conștientizare, menite să aducă în atenția publicului larg nevoia de protejare a mediului, mai ales în contextul actual în care vedem și noi schimbările climatice, poluarea, pierderea biodiversității au devenit o problemă la nivel global. Și pentru că un mediu mai curat înseamnă în primul rând sănătate, voluntarii veniți în Piața Voievozilor au combinat împărțitul pliantelor informative cu aerobic. Mediul în care trăim este extraordinar de vulnerabil, de aceea trebuie să-l protejăm ca și cum am merge în fiecare zi cu un ou și trebuie să avem mare atenție unde îl punem, cum îl ridicăm din nou, în ce sertar îl ținem, cum manipulăm acel sertar și, sigur, ce facem cu el în cele din urmă. Am venit pentru campania pentru mediu, un mediu mai curat. Informați lumea, nu? Informăm și lumea, evident, da, suntem bucuroși. Acum am... Da, s-ar putea mai mult, dar da, știu și sunt cetățeni model. Îmi place și chiar am constatat că e un serviciu foarte bun. Dimineața, la ora 7, ei sunt pe baricade, după aceea de 3 ori pe zi, chiar sunt încântată. Ce spuneți? Știu ieșenii să colecteze selectiv? O să înveți. Orice lucru să înveți. Asociația Casus împreună cu EcoArena dă start campaniei dedicate 5 iunie Ziua Mediului, o campanie care va începe pe data de 15 iunie și se va termina pe 4 iunie. În această perioadă toți cetățenii din municipiul Iași pot preda deșeurile de echipamente electrice și electronice gratuit la punctele provizorii de colectare, dar în același timp pot beneficia în continuare de serviciu gratuit de preluare a deșeurilor electrice din locuințele acestora. Următorul eveniment organizat de Salubris va avea loc vineri 17 mai, când ieșenii sunt invitați să participe la o campanie de ecologizare a zonei Releu Buciu.